Bani și domnul Voinu. 12 pe. De asemenea, vrem puțin la punctul respectiv, dacă nu am alege tartan, alte soluții ați avea? Mă refer la cei care ce au abținut. Că trebuie să venim și cu o soluție, nu să... Nu discutăm de anomalii, discutăm de soluții, că trebuie să rezolvăm probleme, nu să le lăsăm așa. Foarte bun, dar vreau să puteți să lucrăm. Foarte scurt, să știți, foarte scurt. Și nu poți să pui vermon, că alunecă copilul de pe și de acolo și poate să atunci. Vrea să-și termină domnul secretar cu o adăugare, dacă îi permiteți, vă rog. Da, spuneți. În timpul ședinței de Comisie Economică, au fost solicitate oferte, în acest sens, proiectanților, nu constructorilor, care ne-au comunicat, că sunt 766 de metri și există 3 soluții. O soluție cu tratant de 3, care costa 120 de mii ceva de genul, o soluție cu 139 sau 8 de mii ceva de genul, adică aceasta cu tratant de 5 metri, scos tot beton pe sub și peste din tratant, și o a patra variantă cu tratant tonat, care se ridică la 200, nu mai știu, și ceva de mult mai mult. M-am băgat așa toți banii în parcul ăla, dar trebuie să lăsăm să vedem unde. Să-mi trage copiii pe ei. Poți părinții reclamă să vă vezi copiii în piață. Nu mai văd copiii în piață. Nu mai văd copiii în piață. Nu mai văd copiii în piață. Mă scuzați că intervin. Ne reproșează că bătește apa. Acum ar mai să țineți cont că totuși în zona respectivă avem o zonă mășinoasă. Acolo a fost un deponeu de pământ cu betoane. S-au băgat vreo 25 de mașini de pământ vegetal. Ideea este următoarea. Până una alta, pe zona respectivă s-a făcut și drept, în sensul că tot ce înseamnă aspersoare și instalația de udare a respectivei zone, avem și gazonul cu rulouri, acolo se pot înlocui. Nu știu, poate în asta și o parte din bătirile se datorează și faptului că tinerii noștri intervin și la momentul în care au ieșit aspersoarele la urmă, pur și simplu, și toată noaptea pompa a băgat, vă dați seama că a inundat-o. O altă situație pe care o văd, nu știu ce am putea să facem la zona respectivă, să facem un drept mai bun. Una din soluții și bălchirea este, dacă ați văzut, este pe zona cu palat. Deci unde este pânza aia jos, la două, peste săptămâni, o lună, am avut prima problemă majoră, în sensul că copiii au dat picioare, au avut pânza aia de protecție de jos, anti-iarbă și ce s-a mutat acolo, au smuls-o pur și simplu și vă dați seama, sunt anumite probleme care nu mai pot să le remediez. Și atunci, părinții, domnule, hai să punem că copiii mai pică și le lovesc în pietrișul ăla. Deci asta, o altă soluție ca să pot să eliminăm zona cu pietriș și să nu mai avem bălchire este ori turnarea tartanului, care e foarte scumpă, ori placă betonată, pregătit și acolo lipim plăci de tartan și protejăm și copiii și automat ne ridicăm să nu avem zona aia joasă, de clar, poate și apa, în orice zonă răsată. Nu-ți bade tot timpul. Sigur, de aia nu să știți că suntem și în zonă de să hotărâți așa facem, dar trebuie să remediem situația. Dar referitor la tine, nu putem pune capul de strapată, de? Aveți acolo, eu de-aia îmi doresc ca cine, pe cine veți desemna ca viceprimar și să vină să lucreze cu noi, una din atribuții este să urmărească, până cum aveam colegie locală, să urmărească monitorul ăla, că de-aia am pus camere, de-aia se zice de mentenanță la camere, îl instruim, poate rula împreună cu poliția sau cu cine va veni, dar va avea, este și să facă inclusiv procesele pale de amendă, fiindcă la final acolo nu mai ajunge, să știți. Că m-am auzit că mergi și vor găsi și fiole de... Fiole au deșurubat oamenii de la instalațiile de joacă, unde sunt prinsi. Vă dați seama, pică din bulon, oglindă, treabă, un copil de treabă, nu moare, nu ne-am nenorocitor, să știți. Deci să mergem noi acum și acum să dăm cu dalda și cu ciocanul în filet, să plăcăm să nu ne ia culița cu mâna. Zice primarul și eu, fost dumnealui, cu oamenii am reparat Un alt de sudură, știu. Alte păreri pe acest punct?
Cine este pentru? De fapt, da, să mai votați, scuze. Următorul punct, 31, modificare sumă de la 18.000 la 10.000 lei, se referă la alocare sumă pentru STPT amenajare parcul primăriei. În urma discuțiilor, am hotărât să reducem la suma respectivă la 10.000 lei. Okay. E vorba de zona dintre parcul primăriei, practic, care e circuit și grădinița. Am elevat? Dar am loc de joacă. Ok. Am elevat loc de joacă. Dar efectiv, acolo vin corpuri de joacă, doar vă dați seama că creăm un lucru nou și va trebui făcut și documentația aferentă. Și acolo, la rectificare bugetară, vom pune bani pentru diverse instalații pentru copii și mici și pentru adolescenți. Cine este pentru acest punct? Abțineri împotrivă? Domnul Vointe abține. 13 pentru, o abținere. Continuă, te rog. Următorul punct, 45. Modificare sumă de la 30.000 la 35.000. Se referă la închiriere, echipamente de terasament, inclusiv operator. 45. Cursul 45. Da. Închiriere utilă. Închiriere utilă. Am venit doar în ce am pus bani pentru modernizare și atunci automat trebuie să primăm o mult de utilă. Dacă permite să se întâlnim, domnul președinte, haideți să vă spun, la capitolul ăla avem posibilitatea să facem pe lângă ce facem noi acum cu reparațiile străzi. Întotdeauna, în decursul unui an, apar diverse deponeuri de betoane, de costuri de pe care constructurile abandonează. Vedeți zona urbind după linia ferată, semnilor în spate la Beco, chiar și pe extravilan. Un simplu bulul de excavator nu ne-a ajuns. Atunci trebuie să luăm un buldozer cu care zonele cu multe betoane să le profilăm și să facem cu ele o bază a unui drum agricol de exploatare acolo. Nu poți. Dacă intri cu bulul de excavator, stai toate procese. Acolo este pierd beton, tot felul de deșeuri abandonate. Și atunci unde le-am împins cu buldozerul și am făcut o structură pentru bază, pentru drumuri. Urmează să punem piatră, da, trebuie cumva învinse și făcute dată cu grămadă să putem să le evacuăm sau să punem bază la un terasament de drum. Cine mai are adăugat ceva? Dacă nu, cine este pentru acest punct? 14. Următorul punct, 58. Se referă la PT-ul pentru podul pietonal și anume la servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice la podul pietonal, suma fiind de 60.000 de lei. Aici nu ne-am înțeles, am supus la vot. Fost două voturi în pentru și trei împotrivă. Avizul. Da. Poți să ne spui de ce nu? Deci e vorba de proiect pentru podul pietonal. Proiectul e ok, nu avem nimic împotriva lui, doar că nu considerăm că acum este prioritar în momentul ăsta. În sensul că dacă ne apucăm de foarte multe proiecte medii de mari, nu o să facem niciunul timp util, o să treacă ani și o să ducă bani. Fac și invers. Ideea este că am zis să amânăm acest proiect, eventual să vedem la rectificare dacă sunt fonduri, să vedem și anul timp foarte complicat cu casele și așa mai departe, să amânăm proiectul până la rectificare și să vedem în viitor dacă vor fi bani sau nu. Ca să ne concentrăm eforturile pe rezolvarea primul rând a felului drumurilor și după aia cu gazul, cu ce mai urmează. Cam asta a fost ideea principală. Ideea principală din partea colegilor care au văzut. Dacă îmi permite. Tot în calitate de părinte, se ne mulțumite accesul și siguranța pietonală din zona centrală. Avem așa, avem poștă, avem primărie, școală, avem grădiniță.
avea viața funcțională. Va fi implementat și un alt proiect acolo de viața funcțională. Da. Teren sportiv, ceva de genul ăsta. Și pasaje, teren doar acum ne gândim la viitor să asigurăm siguranța pietonală a celor care locuiesc. Sunt bătrâni care vin la poștă, sunt părinți care stau în jurul podului și vin pe jos la școala copiii. Adică sunt multe alte situații care și le vor pretrec în acest moment eu cu copilul ca să... Și în plus câți merg bicicleta cu bicicleta, pe pistă, crede-mă că să nici nu știu prin ce trebuie. Total de acord cu ce ridicați mai înainte. Problema este în felul următor. Ce vrem să prioritizăm în comună? De ce se ducă banii în ăsta? Că nu că nu avem o groază de bani. Podul este bun, dar noi credem că nu e acum prioritar. Adică în sensul că înțeleg foarte bine și adresat despre asta ce spune colegul, doar că punem în balanță. Vrem asta sau vrem mai multe drumuri, mai mult asfalt? Vrem asta sau vrem rețeaua de gaze extinsă? Sau multe așa. Că așa sunt o groază de probleme comun. Și ori în orice comun. Fiecare are argumentele, fiecare are susținătorii. Spune-i, există varianta asta, adică trebuie să prioritizăm sau se pot face? Împreună. Poate. Prioritatea principală e siguranța noastră. Numai să-și fermine ideea, colega Ciuche, că a început cu ideea și apoi puteți interveni. Am spus și repet. Și cel mai bun argument e siguranța noastră și a copiilor. Corect. Prioritizare e siguranța copiilor. Și nu doar a copiilor. Trebuie să ne gândim puțin și la viitor. E un punct de plecare pentru ce o să urmeze în zona pieței și așa mai departe.